Liderii europeni încheie astăzi reuniunea informală de la Praga. Șefii de state și guverne ale Uniunii Europene s-au înțeles să sprijine în continuare Ucraina și să neutralizeze Rusia, care a pornit și un război energetic împotriva întregii lumi. Liderii de la Bruxelles se concentrează pe reducerea prețurilor la gaze și electricitate. E important să rămânem uniți, să sprijinim Ucraina și financiar, și politic, și militar. La fel de important e să fim hotărâți în a condamna agresiunea Rusiei. Nu recunoaștem și nu vom recunoaște referendumurile simulate și anexările ilegale. Desigur, există efecte secundare și consecințe. Criza energetică e o problemă importantă care trebuie abordată. Prețurile la energie au explodat, dar în ultimele 7 luni Rusia intenționat și sistematic a tăiat livrările de gaze în Uniunea Europeană. Însă am fost capabili să compensăm. Ne-am umplut 90% din depozite și asta e foarte bine. Am reușit să găsim furnizori de încredere de gaz lichefiat și de gaze prin conductă, de exemplu Norvegia și Statele Unite. Am reușit să direcționăm profiturile exagerate către cei vulnerabili. Support those who are in need. We have to decrease the prices of energy. Trebuie să scădem prețurile la energie. E o chestiune economică, la fel cum e și o chestiune de securitate. Evident, Rusia se joacă cu prețul gazelor. OPEC și decizia lor de a reduce oferta de petrol e un răspuns clar la propunerea noastră de a plafona prețul. Până acum, piața petrolieră a fost dominată de oligopol și acum vrem să limităm prețurile. And now we want to limit the prices. Guvernele Uniunii Europene s-au înțeles recent să reducă cererea de energie în orele de vârf cu 5% în această iarnă. Piața de energie electrică va fi reglementată, veniturile producătorilor și intermediarilor au fost plafonate la 180 de euro pe megavatoră. Uniunea Europeană a aprobat al 8-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care prevede plafonarea prețului la petrolul rusesc transportat pe mare. Anterior, șefii de state și guverne ajunseseră și la un acord privind reducerea cererii de gaze.